Cum ne-a spus domnul președinte Iohannis la întâlnirea pe care am avut-o săptămâna asta, este al doilea mare succes al acestei coaliții de guvernare după trecerea bugetului de stat. O coaliție care a fost capabilă să se pună de acord pe priorități importante pentru România, cu discuții multe. Mulțumesc tuturor colegilor miniștri cu care am stat multe, multe ore în discuții și mi-am realizat cât de mari sunt nevoile de investiții ale României pe diverse sectoare. Pe lângă investiții însă, pe care l-a prezentat și premierul și vicepremierul, PNRR este despre reforme. Este un plan național de relansare și fără reforme, cu banii nu rezolvi totul. Trebuie și schimbări. Și de asta sunt mândru că am inclus în această versiune a documentului niște reforme esențiale pentru modernizarea României. Vorbim de o reformă a sistemului de pensii, care, printr-o nouă legislație, trebuie să așeze sistemul pe baze echitabile. Mă aștept de la această reformă să diminueze problema pe care toți românii o resimt a pensiilor speciale. Mă aștept să ne îndreptăm spre acel principiu care trebuie să fie sfânt, pensie după contributivitate. De asemenea, reforme fiscale, conectarea caselor electronice de marcat, astfel încât să avem în timp real, prin mijloace digitale, volumul de încasări și să creștem, fără a crește impozitele, ratele impozitelor, de a crește veniturile la bugetul statului. Vorbim pe partea de educație, pe lângă investițiile prezentate de Dan Barna, vorbim de o reformă a guvernanței școlilor, de atribuții mutate spre nivelul școlilor, astfel încât să putem să lăsăm inițiativa locală să vină cu prioritățile adevărate. Vorbim de o reformă a Casei Naționale de Asigurări, de o digitalizare completă a relației dintre pacient și medic. Pe partea de formalizarea muncii, încă suntem țara membra a Uniunii Europene cu cel mai mare grad de muncă în zona gri sau zona neagră. Trebuie să creăm sistem de stimulare a acestor oameni să poată să muncească legal, să beneficieze de acoperire de sănătate și de pensii. Vom legifera tichetele de muncă, care sunt o metodă flexibilă, nebirocratică de a plăti pe oamenii care muncesc în zona de zilieri, în agricultură, în servicii prestate la domiciliu. De asemenea, implementăm în sfârșit reforma profundă a asistenței sociale, care este legea venitului minim de incluziune, care creează practic aceste stimulente pentru oamenii aflați la baza de jos a veniturilor să intre în câmpul muncii formalizate. Este o lege dată de Parlamentul României în 2016, care nu a fost implementată, lucrată o reformă socială, lucrată împreună cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială și pe care vom începe implementarea ei prin acest program, din care acoperim o parte din șocul bugetar pe primii 3 ani. Pe partea de păduri, suntem o țară care suntem sub media europeană de împădurire, și, pe de o parte, vom angaja mijloace moderne, digitale, de urmărire a masei lemnoase, a camioanelor care transportă lemnul, deci un sistem complet digital. Pe de altă parte, vom reorganiza sistemul astfel încât companiile prelucătoare să nu mai intre ele în pădure să taie lemn, pentru că acolo apare o diferență mare între ce se raportează oficial și ce se taie în mod efectiv. Și atunci vom organiza aceste depozite și bursa lemnului, astfel încât tăierile ilegale să nu mai ajungă în industrie. Și de asemenea o reformă profundă a companiei Romsilva, la care Ministerul Mediului s-a angajat și am mare încredere că o va duce la îndeplinire. Nu credem că ministerele, că agențiile centrale sunt singurele care pot să relanseze și să modernizeze România. Dimpotrivă, credem că România comunităților trebuie încurajată, că trebuie ca o parte din sarcina, dar și din beneficiile și din obiectivele PNRR trebuie date spre actori
mai flexibili, locali, actori la firul ierbii, cum le-am spus aici. Fondul pentru localități, care este propus a fi de 4 miliarde de euro în această primă iterație de buget. Program de capitalizare a economiei și încurajarea a inovației prin instrumente financiare, pe care îl negociăm cu Banca Europeană de Investiții, 2,2 miliarde de euro. Fondul pentru dezvoltare comunitară, încurajarea grupurilor de acțiune locală să desfășoare activități sociale, educaționale, comunitare în sensul larg al cuvântului, fondul pentru societatea civilă și granturi pentru tineret și sport. Toate aceste linii de investiții sunt sub această logică a României, comunităților care au fost profund afectate de criza COVID și care pot, repet, să contribuie la obiectivele noastre ca țară. Pe partea de administrație, justiție, dialog social, sunt din nou reforme, salarizarea unitară, cum a anunțat și doamna ministru al muncii, Raluca Turcan, vom lucra la o nouă lege a salarizării unitare care să îndrepte nedreptățile din sistem, apoi eliminarea pensionării anticipate a magistraților, reformele asumate de domnul ministru al justiției Stelian Ion, desființarea secției speciale, reforma inspecției judiciare pentru a garanta independența, sistemul de digitalizare completă a justiției, e-justiție, consolidarea capacității tehnice, ADNA și DICOT. Pe partea de funcție publică vom introduce în regim pilot la început și apoi extinderea sistemul național de examen pentru funcționarii publici în sistemul EPSO folosit de Comisia Europeană. Asta înseamnă că intri pe baze meritocratice în sistem, e o barieră dură, odată trecut de această barieră, poți să alegi să mergi în diverse ministere și diverse agenții pe o recrutare din interiorul celor care au trecut acest examen. Și în fine, ca să nu cadă cineva că dăm sarcini de reformare numai altor ministere, la ministerul pe care îl conduc, vom fi foarte fermi în a simplifica fondurile europene și a introduce costurile simplificate în toate programele operaționale. Asta înseamnă o schimbare pentru beneficiari, de la a raporta hârtii de proces la a raporta impact real pe o schemă de costuri simplificate. Sunt pe diverse componente multe reforme și nu vă ascund faptul că trebuie să trecem de la 41 de miliarde câte sunt acum programate la 29,2 miliarde, un indicator va fi și acel al seriozității și al profunzimii reformelor la care ministerele și agențiile se angajează. Deci cu cât avem mai multe reforme, cu atât șansa ca suma alocată inițial să rămână în PNRR final crește. Și dacă ar fi să am un regret legat de acest PNRR, este acela că ne-am concentrat foarte mult pe conținut și mai puțin pe ambalaj, și că nu am reușit, cel puțin până acum, poate că vom reuși până săptămâna viitoare când îl aprobăm, să-i dăm un titlu care să spună ceva, care să spună ceva românilor. Și aș vrea să vă spun cum se numesc planurile de relansare în alte țări. France Relance. Spania Puede. Spania Poate. Recuperar Portugal. Sunt mesaje pe care guvernele acestor țări le-au dat către populația lor și poate găsim unul și pentru România. Ce cred eu că ar trebui să spunem românilor despre acest PNRR este că suntem într-un moment de restart ca națiune. Suntem într-un moment, deși dificil, cu criza COVID, în care avem șansa să reașezăm lucrurile pe alte baze. De asta această insistență pe reformă și pe schimbări. PNRR împreună cu programele operaționale viitoare ajung spre 80 de miliarde de euro pe care le programăm în acest an la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care vor pune baza de dezvoltare pentru următorii 10 ani. Tocmai de aceea intenționez să nu contribui și să fac tot ce depinde de mine și de noi pentru ca PNRR să nu fie motiv de gâlceavă politică. Voi merge în Parlament pe 30 martie la Comisia de Afaceri Europene a Camerei Deputaților pentru a prezenta ceea ce am aprobat în guvern. Voi merge în Parlament de câte ori este necesar pentru a explica ceea ce vrem să facem, pentru că sunt foarte mândru de ceea ce am pus în acest document, sunt foarte mândru de alocări, sunt foarte mândru de reforme și nu cred că nimeni din clasa politică poate să reproșeze ceva
la modul în care am gândit alocările și la modul în care am gândit reformele. Poate că nu am fost destul de ambițioși, dar dacă putem să fim și mai ambițioși în reforme, sunt gata să merg în această direcție. A fost un proces deschis, a fost un proces de consultare pe alocuri epuizantă în care am vorbit cu foarte mulți oameni. Unii dintre ei sunt nemulțumiți acum, îi înțeleg, pentru că și eu aș fi vrut să avem în dispoziție 200 de miliarde, dar până la urmă bugetul e mereu mai mic decât așteptările. Mă aștept ca în perioada următoare cei care sunt mulțumiți să nu zică nimic, pentru că așa suntem noi mulțumiții, tac, cei care sunt nemulțumiți să fie foarte vocali. Vreau să mă văd din nou cu toți oamenii care au contribuit la consultări, ca să le explic cum anumite idei se regăsesc aici, de ce anumite idei nu se regăsesc aici, tocmai pentru că trebuie să fie un efort conștient în direcția schimbării și asumat. Și schimbarea durează mai mult decât, sau presupune mai mult decât investiția unor bani. Înțeleg pe de altă parte și scepticismul justificat, care se poate manifesta atunci când vedeți oameni politici care vin și prezintă cifre. Am trăit și eu această frustrare ca cetățean. Vreau însă să ne vedem peste câțiva ani și să vorbim efectiv dacă există spitalele, dacă există perdările forestiere, dacă există mai mulți români care muncesc pentru că au primit stimulente prin VMI și toate celelalte componente pe care lucrăm. Am un sentiment de neliniște când privești capacitatea administrativă. Este o chestiune pe care și Comisia Europeană o ridică frecvent în discuțiile cu noi. Aș vrea ca întreaga administrație publică să fie conștientă de efortul pe care îl presupune cheltuirea acestor bani. Este un mod cu totul nou cu care nu suntem obișnuiți în administrație de lucru, în care primești bani pe rezultate care se văd. Mă aștept că în următorii ani Ministerul Coordonator MIPE să aibă probleme în a trage de realități legale care ne încurcă, de lipsa de asumare a proiectelor și vreau să creez o echipă acolo care să urmărească toate aceste proiecte. Mulțumesc foarte mult și asta e ultima frază echipei cu care am lucrat la acest document. Sunt aici prezenți Ioana Morovan, Vlad Ilina, Marius Vasiliu, Septimiu Savo, Liana Goran, care au coordonat din partea cabinetului tot acest efort, care a presupus implicarea a mai mult de 35 de oameni la nivel tehnic din ministerul pe care îl conduc și a sute de oameni din ministerurile de linie și de agențiile naționale. Trebuie să avem încredere că putem. Mulțumesc. Întrebări. Tatiana Pașcovski, Alef News. Domnule ministru, am văzut fondul pentru localități, 4 miliarde de euro. Să-mi spuneți totuși cum rămâne cu cei 7 miliarde pe care ai cerut Nicușor Dan, 2,3 miliarde despre care a vorbit domnul Chirica și 3 miliarde despre care a vorbit domnul Boc. Îi vor avea din PNRR sau nu? Nu pe toți. Cât? Nu suntem la momentul de a discuta despre proiecte concrete. Sunt proiecte concrete trecute cu titlul de simplificare la partea de transporturi, pentru că acolo chiar sunt pregătite și trebuie să spunem românilor din Moldova că PNRR este șansa de a lega Moldova cu autostrăzi, că proiectul A7 este înaintat și că va fi finanțat din PNRR și că vom începe A8. Acum, eu am primit cu admirație fișele de idei trimise de acești primari, chiar ca locuitor al Bucureștiului, chiar am admirat propunerile pe care le-a făcut primăria. Acel plămân verde al Bucureștiului ar fi o idee superbă. Trebuie evident să contribuie și județul Ilfov la acest plămân verde. Ideea refacerii Dâmboviței într-un stil verde, din nou, ca locuitor al Bucureștiului, m-aș bucura. Nu este momentul trecerii acum a proiectelor pe localități. Cu excepția, nu știu, ați vorbit de domnul Boc, metroul din Cluj este în continuare propus spre finanțare. Fiecare UAT va avea o bucățică a sa pe care se poate baza, și asta este înțelegerea cu domnul Ceche Atila, astfel încât să nu mai apară suspiciuni că dăm la anumite partide și dăm la alte partide. Fiecare UAT va avea o bucată a sa prin care se poate, dacă va fi o împărțire pe categorii de localități și interiorul localităților vor lua toți. Cei care nu pot vor urma să piardă banii la o redistribuire către cei care pot. Dar inițial șansa va fi a fiecărui UAT.
Xenia Croitoru, Antena 3, aș vrea să vă rog să lămurim un aspect pentru că a apărut în spațiul public acea informație conform căreia pe autostrada A7 care leagă Moldova de București ar putea exista piste de biciclete. Este o informație corectă sau este o informație incorrectă? Este o informație pe care domnul ministru Drulă a infirmat-o. Cred că cineva a făcut exces de zel acolo. S-a spus cândva în trecut că autostrăzile trebuie să fie verzi. Ele nu pot fi verzi ca atare pe anexa de la regulament. Investiția eventuală în perdele sau în piste de biciclete este verdă, dar nu autostrada ca atare. Deci A7 va avea perdea forestieră, prima autostradă care așa ceva, A7 va avea stații de încărcare a autovehiculelor electrice, A7 nu va avea pistă de bicicletă, pentru că ar fi stupid să construiești pistă de bicicletă de-a lungul autostrăzii. Cei care, eu sunt biciclist, nu m-aș plimba pe lângă autostrada unde întrece camionul cu 120% la oră. A fost o idee care a rămas în sistem de a se face autostrăzi la genul ăsta. Nu se va întâmpla, avem însă România Velo, ne propunem 3.000 de kilometri de piste pentru turismul pe bicicletă, prin locurile în care nu trec autostrăzi, în mod evident. A6, Velo 6, scuze, înseamnă traseul Velo european care intră în România odată cu Dunărea și se termină în delta Dunării. Este un traseu care, dacă luați hărți din Germania de acum câțiva ani, apar acolo ca existând în România, nemții au crezut că le-am făcut. Nu le-am făcut, este o întârziere care trebuie să ne pună pe gânduri. Deci Eurovelo 6 ar trebui făcut din PNRR, este trecut ca atare, ca proiect. Via Transilvanica, un proiect superb început de comunitățile locale din care s-au început să se construiască pe bani privați, ar trebui preluat prin PNRR, astfel încât în 2026 să ne putem plimba cu bicicleta pe trasee dedicate bicicletelor în jurul țării. Când vedeți finalizată această autostradă? Care dintre ele? A7, dacă toate autostrăzile din PNRR trebuie finalizate până în 2026. Și ministrul Cătălin Drulă mă asigură că proiectele sunt mature și că pot intra la finanțare, la construcție destul de rapid încât să terminăm în 2026, plus două capete din A8 care leagă Iași de Transilvania. Mulțumesc! Plăcere! Bună ziua, Tarian Nicula de la Agenția de Presă Quick News. Domnule ministru, a spus că această variantă a PNRR va fi varianta de negociare a Guvernului de la București cu Comisia Europeană. În urma negocierilor, România va putea să obțină mai mulți bani în urma negocierilor cu Comisia Europeană și cu oficialii de la Bruxelles? Fiecare stat membru are o alocare fixă de granturi. România are 14,2 miliarde de granturi și o alocare de împrumuturi, care sunt împrumuturi cu rating AAA, ratingul Comisiei Europene, cel mai bun rating existent. Această zonă de împrumuturi, această alocare de împrumuturi depinde de anumiți indicatori statistici fixi. Deci în acest calcul de moment sunt 14,9 miliarde. Deci asta este alocarea României. Dar s-ar putea să România să primească mai mulți bani din împrumuturi pentru viitoarele proiecte depuse de Guvernul de la București? Există posibilitatea teoretică să se depășească plafonul, dar e doar teoretic în acest moment. Deocamdată fiecare stat are această alocare pe care trebuie să o cheltuim. Haideți să cheltuim pe ăștia 29,2 miliarde întâi. Și aș dori să revin puțin la planul prezentat dumneavoastră despre educație. În momentul de față există un plan concret, exact o strategie a Guvernului prin care acești bani să fie cheltuiți de către Ministerul Educației? Adică să ne dați câteva exemple despre proiecte mature în desfășurare aflate la Ministerul Educației. Pe partea de infrastructură, care presupune 2 miliarde de euro în școli sigure și verzi, vorbim de un program al Ministerului Educației. O parte din el a început printr-un împrumut de la o bancă internațională care va fi acoperit din PNRR, iar lucrările propozite vor fi făcute probabil de CNI, de compania de la Ministerul Dezvoltării. Deci, practic, acolo sunt autoritățile locale care vor veni cu proiecte pentru școli, pentru repararea școlilor. Dacă vorbim de digitalizare, strategia de digitalizare a educației a fost pusă în dezbatere publică, este una foarte ambițioasă. Întrebarea care se pune este cum se vor aloca banii. Ce am pus acum preferința noastră este ca fiecare școală să primească o alocare în funcție de numărul de elevi, cu
cu un procent mai mare pentru școlile care sunt dezavantajate, care au pericol de abandon școlar și așa mai departe. Deci o notă socială în modul de distribuție și, din nou, preferința ar fi că la nivelul școlii să fie decis modul de alocare, pentru că diferențele sunt foarte mari. O școală din mijlocul Bucureștiului, dacă dai tablete, probabil copiii iau deja tablete mai bune acasă, o școală din alte părți, tableta aia chiar poate să facă diferența. Deci trebuie să fim flexibili și cu alocare în funcție de numărul de elevi. La fel, partea de abandon școlar va fi gestionată la nivelul școlii. Aici nu e nevoie de proiecte mari în sensul tradițional, ci pur și simplu niște alocări care vor fi gestionate la nivelul școlii dintr-un meniu de opțiuni. La nivelul școlii se decide de ce are nevoie copilul respectiv ca să nu abandoneze școala. Deci este un program de prevenție a abandonului școlar. Bună ziua, Ema Stoica, Digi24. În primul rând aș vrea să vă întreb că vorbeați de autostrada 7, dar și despre metroul de la Cluj. Cât ar costa aceste proiecte din PNRR? Metroul de la Cluj avea 1 miliard în versiunea anterioară. În versiunea pe care o prezentăm astăzi nu atașăm prețuri de proiecte, pentru că urmează procedura așa numită de costing, în care până când finalizăm negocierile cu Comisia Europeană trebuie să prezentăm modul în care am ajuns la fiecare dintre aceste proiecte și, de altfel, ăsta este și modul în care vom reduce de la 41 de miliarde la 29. Să spunem că trecem la etapa de duș rece. Până acum am fost la etapa în care s-au pus dorințe pe hârtie și cu un început de proiect. De acum înainte trecem spre partea de efectiv de evaluarea costurilor. Pentru A7 nu pot să vă spun un preț, pentru că nu avem studii legate acolo. Înțeleg că vom merge în continuare cu o listă de proiecte care înseamnă mai mulți bani decât ni sunt alocați. Vă întreb asta în contextul în care astăzi comisarul european Adina Vălean a criticat acest lucru, a spus că România ar trebui să meargă cu proiecte mai concrete și că nu se poate merge, așa am încheiat citatul, legat de o finanțare mai mare decât banii care ne sunt alocați. Am citit și o declarație, este mai puțin dramatică decât suna titlul respectiv. Spunem explicit acest lucru, că urmează perioada de reducere a costurilor prin această evaluare, unul de costing și doi de impact asupra mediului. Este o cerință separată a regulamentului european, în care fiecare proiect, bucată cu bucată, trebuie să treacă de această evaluare și să răspundă la întrebarea dacă afectează sau nu mediul, și aici mă aștept ca unele proiecte să aibă probleme. Nu suntem singura țară care a făcut acest lucru, mai sunt și alte țări, deci nu este nimic dramatic aici. Voiam să vă întreb cu ce ați venit astăzi la muncă, fiind Vinerea Verde. Cu mașina de la minister. Electrică sau? Nu, eu nu știu pe ce mergem, dar nu este electrică. Au fost mulți colegi de-ai dumneavoastră care au venit astăzi, fie cu metroul, fie cu autobuzul, fie cu mașina electrică. Ce trebuie făcut ca aceste măsuri de Vinerea Verde să nu rămână doar o imagine de PR, ci să se și simtă cu adevărat în mediu? Eu am scuze că ministerul meu este departe, este dincolo de Casa Scânteii și era foarte greu să merg cu trotineta astăzi, când aveam de aprobat PNRR-ul, cum fac în alte dăți. 20% din alocările pentru UAT-uri vor trebui date pentru proiecte de calitate a aerului. Și mă aștept de la primari să vină cu proiecte care să dezvolte în mod realist transportul electric și trebuie să nu doar să cumpărăm autobuze, asta este ușor de făcut până la urmă, vom condiționa aceste alocări pentru autobuze electrice de crearea unor benzi de circulație dedicate, astfel încât chiar să fie fezabil pentru foarte multă lume să ia autobuzul. Deci 20% vor fi pentru calitatea aerului din alocările către orașe și municipii, nu către comune, că acolo sunt alte probleme. Multe din aceste proiecte care se regăsesc în PNRR sunt discutate de ani de zile. Vreau să vă întreb dacă a fost luată în considerare, știu eu, încă un an de zile sau poate chiar doi de pandemie în care sunt restricții de circulație, în care forța de muncă se găsește mai greu, firmele nu se prezintă neapărat cu mult entuziasm la licitații, mai ales în perioada asta, pentru că nu știu cum vor desfășura proiectele, și dacă ajunge timpul
de implementare până în 2026, dacă sunt proiecte sensibile. Ăsta va fi un criteriu de selecție acum, în a doua etapă. Acolo unde avem îndoieli, vom împărți proiectul în bucăți mai mici, astfel încât să fie gata. Nu există posibilitatea de prelungire după 2026, este foarte ferm. Acum, dacă se va ajunge într-un fel de criză la nivel european, care mai multe state vor întârzia și se va modifica regulamentul, e cu tot altă discuție. Dar nu ne permite să lucrăm pe un scenariu în care las că ajungem la un moment dat să se amâne. Nu, vom prioritiza acele proiecte care chiar pot fi gata. Și a doua întrebare, dacă ne puteți da un exemplu, cel mai rapid, mai ușor de implementat proiect și când va fi acesta gata? VMI-ul, care presupune pur și simplu implementarea unei legi existente, care are nevoie doar de un sistem informatic și de o decizie politică pe cât să fie suma care să acopere diferența între ce primesc oamenii acum și salariul lor. Proiectul privitor la abandon școlar este unul care poate fi dat foarte flexibil la nivel de școală, foarte rapid. Tot ce înseamnă intervenție, care nu presupune un proiect, să spun așa, autostrada presupune un proiect. Pleacă de aici, ajunge aici, atâta costă, ăla este un proiect. Sunt și măsuri care sunt de reformă ca atare și de implementare prin mecanismul legal, fără să fie un proiect, deci astea pot să înceapă foarte, foarte rapid. Casele de marcat se pot deconta antreprenorilor costuri deja făcute, și să faci sistemul informatic care să le lege cu sistemul informatic al ANAF-ului. Nu poate fi făcut rapid. Sunt foarte multe care pot fi făcute rapid. Deci la finalul anului, să spunem odată ce sunt primiți banii, să zic, sau până un an jumate. Va fi o prefinanțare de 13% din cei 29,2 miliarde. Acest 13% intră în țară imediat ce avem PNRR-ul aprobat. Dar atenție, în cel mai bun caz, el va fi adoptat la toamnă, pentru că așa spune regulamentul. Mai, iunie sunt negocierile cu Comisia, iulie, august, negocierile din Consiliu. Acum, dacă se va mai întârzia în negocierile cu Comisia, se duce tot termenul mai încolo. Deci primii bani ar putea intra în această toamnă, de finanțarea 13%? Da. Care ar fi un termen la care oamenii să poată să vadă ceva concret, cum ar fi centrele medicale din zonele rurale, când ar putea acestea să fie construite sau școli moderne realizate? Trebuie să așteptăm până în 2026 sau 2025? Anul viitor. Anul viitor. De pildă, am pus pentru prima oară în România acest program național pentru creșă, care presupune, pe de o parte, schimbarea cadrului legislativ. Nu știu dacă știți, dar normativele de creșe sunt din 1995. Presupun să ai câte 100 de metri pătrați pentru fiecare copil. 100 de metri pătrați, este aberant, nu e potrivit pentru orașele moderne în care costurile sunt altele la costurile imobiliare. Deci Ministerul Dezvoltării, împreună cu Ministerul Educației, vor face modificarea legislativă. În acel moment, din banii de prefinanțare, putem plăti creșe, care creșe au început să fie deja licitate de către Compania Națională de Investiții. Deci pe bugetul național am început unele proiecte, acele care sunt fezabile și acceptate de Comisia Europeană, vor putea să fie plătite imediat în această prefinanțare. Și deci la anul ar trebui să vedem niște construcții realizate din acești bani? Absolut, dacă se aprobă PNRR-ul la toamnă. Și ce se întâmplă cu proiectele care nu sunt finalizate până în 2026? Trebuie să dea înapoi finanțarea obținută până în acel moment și rămân să fie finalizate pe bugetul național? Sau? Nu, ăsta este mecanismul de la fondurile structurale. Aici este exact invers. Noi le facem din bani național și când le avem gata, cerem bani pe ei. Dacă nu sunt gata, nu cerem bani pe ei, rămân pe buget. Am înțeles, mulțumesc. Și sperăm să fie cât mai puține asemenea cazuri. Larisa Bernasca, Observatorul Antena 1. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb care vor fi criteriile după care comunitățile locale vor primi bani din PNRR, dacă va fi, nu știu, eventual un concurs de proiecte sau care vor fi efectiv criteriile după care comunitățile locale vor putea accesa acești bani? Dacă vă uitați în documentul care cred că a fost deja publicat pe site-ul Ministerului, la fișa respectivă, fondul pentru ATE-uri, sunt acolo exact tipurile de proiecte care pot fi. Prefer să le spuneți dumneavoastră, măcar câteva cele mai importante. Deci, practic, fiecare OAT are pus deoparte o bucată a sa. Din această bucată, Ministerul Dezvoltării, care va gestiona programul, trebuie să se asigure că, per total alocare, 20% sunt pentru calitatea aerului. Deci aici vor favoriza proiectele care vin pe
biciclete, autobuze electrice, transport în comun, parcuri industriale digitale, de pildă. Toate acestea sunt eligibile și, practic, dacă eu aș fi primar, știu că am X euro pentru următorii 5 ani și vin cu aceste proiecte la Ministerul Dezvoltării și îmi iau banii. Asta este mecanismul. Și dacă nu vin cu aceste proiecte, eu ca primar... Și dacă nu vin cu aceste proiecte, la runda a doua, banii care rămân să distribuie celor care au proiecte, cei care nu pot să-i obliși pe niște oameni care nu vor să facă proiecte. Președintele Iohannis spunea că vor fi alocați bani și pentru România Educată. Ne puteți da câteva exemple de proiecte care sunt incluse în România Educată și care vor fi finanțate prin PNRR? Da, digitalizarea pe care am menționat-o, programul de reducere a abandonului școlar și cei 2 miliarde de euro pentru infrastructura școlară. Deci aici, practic, din acest moment, primarii care au parte de infrastructură pentru sistemul de educație trebuie să pregătească proiecte de modernizare a școlilor, plus mai este și o parte de dotare cu laboratoare de știință, astfel încât această linie de investiție probabil că va fi gestionată la nivel central, astfel încât toate școlile din România să aibă astfel de laborator. Adică Ministerul Educației va fi cel care va decide unde vor fi făcute, spre exemplu, laboratoare, în ce școli vor fi făcute aceste laboratoare. Da. Și o ultimă întrebare referitor la zona de sănătate. Spuneați că vom avea inclusiv construcția unor noi spitale. Ne puteți spune ce spitale vor fi făcute și unde vor fi construite? Nu vă pot spune pentru că decizia nu a fost luată. Aici este, deși am crescut foarte mult alocarea pe spitale față de varianta precedentă, suntem la mai mult de 2,5 miliarde de euro, de fapt, 2,6, pardon, nevoia este mult mai mare. Vreau să vă spun că din cele foarte multe întâlniri pe care le-am avut perioada asta, dintre primarii care au venit la mine, cei mai mulți au pe această zonă de investiții. Știu, situația este dramatică, până la urmă trebuie să urmăm o strategie, Ministerul Sănătății va avea o unitate de investiții în sănătate, în infrastructura de sănătate, care va lua decizia și nu creăm birocrație nouă. Asta a fost alt criteriu pe care l-am pus. Apropo, am respins destul de multe cereri de a crea o agenție, o ceva anume. Am spus, creăm noi structuri birocratice doar dacă reorganizăm. Vlad Voiculescu s-a angajat să reorganizeze cele 3 direcții de investiții care există în acest moment în Ministerul Sănătății, într-o agenție de investiții în sănătate, unde se va lua decizia de prioritizare. Ne garantați că în 2026 vom avea un spital, măcar un spital nou la noi în țară făcut prin PNRR? Da. Și cât de mare va fi? Sau cum îl vedeți? Deci, ca să fie foarte clar. Pe cine va servi? Spitalele regionale, cele mari care sunt în pregătire, rămân pe programul operațional sănătate. Aici vorbim de alte spitale de nivel județean, dar care sunt tot mari. Nu vreau să vă dau nume pentru că ar însemna să mă antepronunț, dar vor fi spitale județene mari, suficient de avansate ca maturitatea proiectului să fie gata până în 2026. Asta va fi criteriul. Am înțeles corect? Cele 3 spitale regionale urmează să nu sunt finanțate din PNRR? Ele sunt finanțate, sunt prinse la finanțare, trimise la comisie, prin programul operațional sănătate, au 1 miliard de euro al lor separat, nu are rost pentru că acolo, fiind foarte mari, există posibilitatea de a se prelungi până peste 2026. Deci ăștia sunt, vorbim de spitale noi, pe lângă cele 3 regionale mari. Domnule ministru, s-a vorbit în ultima perioadă foarte mult de banii de PNRR, însă mai există circa 50 de miliarde de euro care ar trebui să vină în ciclul bugetar 2021-2027. Când vom vedea cum atragem și acești bani? Tot anul ăsta, este aici domnul Vasiliu, secretarul de stat care se ocupă cu programarea, primele variante de programe operaționale au fost trimise la Bruxelles. Au existat 8 runde de negociere. Și ne-am propus să le finalizăm anul ăsta. Ca să fie foarte clar, tot anul ăsta se face și programarea. Prin toate programele operaționale se face la ministerul pe care îl conduc, mai puțin partea de agricultură care se întâmplă la Ministerul Agriculturii. Vor fi însă modificări, pentru că au apărut anumite necesități evidente din dezbatere pentru PNRR
și care își au locul în programele operaționale. Vă dau un exemplu. Siturile contaminate. Sunt foarte multe situri în România, foarte multe locuri poluate istoric și care trebuie să fie, să fie curățate. Avem și infringement pe acest subiect. Ministerul Mediului a luat o decizie grea, Ministerul Mediului care a avut foarte multe propuneri, a trebuit să luăm o decizie grea ce facem cu, această parte de investiții. Este deja o promisiune pe care i-am făcut-o domnului ministru că vom mări alocarea din programul operațional viitor pentru mediu pentru aceste situri decontaminate, pentru că este chiar nevoie acolo. Domnule ministru, aș dori să vă întreb dacă există posibilitatea de cuplare între Planul Național de Redresare și Reziliență și fondurile din ciclul 2021-2027, dacă va exista un proiect foarte mare care n-ar putea să fie acoperit din Planul Național de Redresare și Reziliență. Da, se poate, ar trebui să modificăm programul la momentul respectiv, dar eu sper să nu fim nevoiți să facem asta, pentru că vom include aici proiecte care trebuie să fie finalizate. Teoretic se poate ce spuneți, dar aș prefera să nu ajungem în situația asta. Bun, vă mulțumesc frumos, toate bune!